Lia, nu știu cum să spun și nu vreau să par nebună. Adică o să... Până acum, te ascult. O să ți-o zic direct. Nu o să o dau pe ocolite. Emma. Fotograful e tatăl meu. Ce? Al nostru, adică. Măi, Emma, tu crezi că fotograful ăla bătrân e... Da, e tatăl nostru, pentru că l-am întrebat pe Pavel și n-a putut să nege. Da, măi, Emma, dar asta nu înseamnă că e tatăl vostru. Batalia, el e. Ești sigură? Sunt foarte sigură, absolut sigură. Păi, gândește-te, cum de-a apărut în toate momentele alături de voi? Cum de-a fost acolo, oricând, oriunde, cu voi? Gândește-te la asta. Să vă fac o poză? Ia, zâmbiți, da. Sigur. Mai aproape. Uitați-vă unul la altul. Ia. Se vede în ochii voștri iubirea. Noi n-am mai cunoscut cumva? Cum e viața de tineri în surse? Sunteți fotograful de la nuntă. Nu. O, da, așa e dumneavoastră. Să vă fac o poză. Așa, perfect. Da, să știi că părinții își iubesc copiii indiferent de orice. A fost acolo în toate momentele alea importante. Exact, vezi? A fost și la nuntă. Da, pentru că îl urmărea pe Petru să vadă ce face, cum e, cu cine e, unde e. Și Petru, de ce nu l-a recunoscut? Pentru că din câte am văzut în fotografie, e destul de schimbat. Adică foarte schimbat. Și gândește-te, Petru era micuț. Mai mult de atât, îți dai seama că a făcut-o posibil să-l șteargă din memorie. Plus că Pavel n-a putut să nege. Doamne. Băi, dar mi-e frică de cum o să reacționeze Petru. Mie îmi spui. M-am tot gândit, aș vrea să-i spun, dar nu știu cum să-i spun. Nu e momentul. De ce? Gândește-te. Pentru tine, cum a fost? Cum te-ai simțit când toată lumea a ascuns faptul că tu și Petru aveți o relație ca să nu știi Alice? Cum te-ai simțit? Mă mai las într-un... Da. Certare. Da. Bună. Hey. Bună. Avem nevoie de mașină, de cheia de la mașina lui Pavel. Să-i fac o revizie. Să-i facem. Facem. Bun, și de unde știu eu unde e cheia mașinii lui Pavel? A, tu știi vreodată ceva? Hei, alo. Plecă. A, că tot veni vorba de alo, îl sun eu pe șeful și rezolvăm imediat. Trebuie să-l apelez. N-am semnat. Hai, afară.